O, pe cine avem noi la noi? Bună seara, bună seara, prieten! Bună seara. Polițistă! Avem o fetiță frumoșică la noi. Da? Vine alu Bobiță. E alu Bobiță, mă. Căciula alu Bobiță. Da. Da, Jamina. Ce faci tu, Jamina, acolo? Are jucăriile ei, fetița. Hai să mai luăm plastilină, să-ți cumpăr eu toate culorile. Vrei? Ca să ai mai multe culori. Te duci, Jamina, să vezi pui. I-a văzut. Da, unde s-a acum pui? Acum. Măleuțul, i s-a îndreptat gâtul ăla care te-a încerta. Serios? Poate ai văzut tu altul și ai crezut ăla. Nu știu. Leo, pune un par de apă, te rog frumos. Poate eu ăla e în burtă la pisica. Nu. Nu, du-te și vezi. Acum ce facem la noapte? Trebuie să-i prindem sau ce? Vă zic că veniră tot de colo, din partea unde se tragă lângă cușcă. Se trasă lângă cușcă și mănâncă mâncare. Păi e bine dacă rămân aici. Hai să desfacem, cum ai zis tu, sâta. Da, cum e, vezi? Rame. Ți-am zis, îți făceai ca o portiță, sâta, intra la noapte, pac, o legi cu o sârmă. Păi nu, îmi lasă că se ascunde prin lemn. Ce, să ascund? Atunci le mănâncă mățac, când stau ei singur noaptea. Papa, uite să văd. Da, papa, ce ai făcut? Lasă că pisica nu vede noaptea. Papa, uite că ta. Da, Gemina, acolo mă uit, da. Uita. Da. Ce frumos face fetița. Ea este Giaminuca, nepoțica noastră. A lui Pamela. Stai să fac și o inimioară, stai. A Giaminuca, am mai văzut. Mergem cu ea în oraș. Uite-o. Hai să-i căutăm papucii aia, sândăluțele. Hai să vedem dacă prin... Bagă sucul la rece, Leuțu. Stai să-i fac... Hai, lasă că și adună ea asta. Top, că-și la chinașul. Hai, Jamina, bagă aici, arată-le aici. Cum faci aici? Uite-le, pune pe toate aici. Uite și suzeta ei. Hai, pune și plastilina. Păi pune plastilina, că o pierzi în mașină, pui pe bancheta la bucătarul de la mașină. Mamă, ce frumos! E și pușculița asta, uite. Da, spargă bani, fata. Bagă sucul la rece, Leo. Stai că mi-a intrat plastilina. Giaminica. Hai să mergem cu ea în oraș, prieteni, să-i luăm și ceva. Că trebuie, știți cum e cu copiii. Închide-o, da. Ia și mie telefonul din rândul. Rider! Cheamă-l cu Leo, Leo, cheamă-l pe Rider. Pune-i de pisică. Cheile sunt acolo cu tunel, mașină, du-te Leo, ia cheile din mântru. Ia cheile. Ia ce e, mă, nu e la fetiță. Dar ce are pe picior așa, chipile? Vai, ce sandaluțe! Aluar, se por sănătoasă. Ia ce ruje ți-ai ales acolo? Ia să vedem. Hai, arată-ne rujul. Ei mi-și dau și slime-ul ăsta. Dă-i pe buză? Dă-i pe buză. Dă-i, ai făi. Mai încet, mai, dă-l mai jos acum, că zălupe. Uite, Emi, ți-am pus și slime-ul aici. Și ce-i luat? I-ai luat prastinul în toate culorile. Ia, du-te să facem să vedem ce culoare are. Stai la mine, stai, că are aici. Oh, Giamina! Uite, din ăsta care faci plastilina, stai să-ți arăt. Lasă acasă, hai că îl punem după aia pe masă. Asta ce-i Leo? Uite pe ce dă Leo banii, uite și... Ce facem eu cu asta? Păi la fatele meu. Ce e? Pentru mine. Ai gumă de aia de mâncat. Nu, da, e ce? Slime cauciugat. Uite, dă-ți ce arăt. Dă bucata asta. Uite, o faci așa. Nu crezi că e gumă de aia. Vezi că picare. Uite, bucătare filmează aici. Bucătare. Bă, ce tare. Ia, dă-și, te face minge. Bă, e șmecheria asta. Vezi că știe copiii ceva. Păi știe copiii ia, ceva. Normal că știe copiii. Adulții nu prea nu le aere cu slime-urile. Bă, bucătare, nu știu. Hai și dacă cade câte ine cu papucii ăștia.
Oh. Ți-ai luat un bot. Uite. Oh. Lasă-o acum, nu te mai duc în stradă după aia. Hai, Gemina. Uite. Haideți. Hai, Gemina, dar știi, Gemina, urcă-te în mergete. Până se obișnuiește și ea cu tună. Unde am pus chilia? Ram, pam. Ține bilea. Ce pe rând în papucea? Vezi că ești pe vlog cu Tunițo. Am dus-o acasă pe Gemina, prieteni. Mi-a dat și mie o plastilină. Stai cu Tunițo, să-mi dădeai una în burtă. Oh, Doamne. Bă, vreau să ieșim și noi pe jos în oraș. Mergem. Ieșim dacă vrei tu să ne scuși pe noi la un suc, mai stăm în stradă, că ne plictisim. Păi am să zis, hai să ieșim, că uite sâmbătă n-am ieșit, de bine că n-am ieșit. Vrei să ieșim și noi acolo la terasă. Mergem pe jos, până în oraș, sus, ne întoarcem pe jos. Mă dăm și noi jos din greutate cu Tunița. Da. Mergem până la ieșire din Strehaia și înapoi. Până. Știi că eu când eram mic, mergeam cu maica mea cu Lumina Bobiță, era mic în cărucior, Alex tot mai micuț. Când erai mic, tu ai să spune ce făcea cu Tunița. Ce făceam? Tu aveai o bicicletă privată, atunci învăța să-și pe bicicletă. Eu aveam o bicicletă mare. Noi doi, tu mergeai pe lângă mine așa cu bicicleta, mergeam până în oraș, aproape la... Și eu alergam după voi, că nu puteam să mă strângeam, nu stea să vin și eu. Tunița alerga după noi, râdea lumea de nu mai putea, nu stai să meargă și ea cu noi, alerga. Păi auzi, mă duceam cu maica mea până la ieșire din Strehaia și înapoi, știi, cu Tunița la plimbări, da. Atunci de mult. Dar nu mai... A intrat oile astea în viața noastră și nu mai face da. Plimbări din astea. Trebuie iarăși uite pe persicuța. Să facem sport. Au intrat oile în viața noastră și nu mai putem. Da, cu tine, dar chiar, de ce alergai după mine și tu? Vreau să stăm undeva la hotel, să ne știți. Bă, mergeți acolo și vă întoarceți. Să zic să vin și eu, să... Da. După voi. Bine că nu mai e bicicleta, cred că așa copilul ce facem fără bicicletă ca adoptorat. Trebuie să-i cumpărăm o altă roată pe față. Mai se plimba și el cu ea. Uite, acum aveți toți copiii și el nu are bicicletă ea. Și nu, barim să zici că... Am cumpărat bicicleta nouă și iarăși nu mai am bicicletă. Când mergem? Duminică, când e târgul. Pe târgul, să găsim o veche, să luăm una nouă mai bine. Păi nu, roată de aia nouă, dar o luăm bicicleta cu noi în mașină. Da. Și în târg acolo... Nu, am poze cu bicicleta și oamenii știe. I-am arătat la un om și mi-a spus că nu are roată pe disc, cu frână. Că avea o roată și nu putea. Mi-a spus ci că să pun roata de pe față pe spate. Păi da, și tot îți face. Da, și asta i-am zis. Auzi, ăștia nu-s de ăștia care îndreaptă genți. Nu sunt la noi aici. Uite la Severin, mă. Mă, degeaba o îndreaptă, că tot nu e perfectă ca din fabrică. Mai bine cât o fi 250-300 de lei și iau păi, altă roată. Păi, cum să fie 300 de lei roata, mă? Păi, cauciucul, geanta. Păi, bicicleta e cu tot 7-800, ai dat pe ea, cât ai dat atunci? 800-900, cam așa. Da. Și pe 150-200, cam așa. Cauciucul tot. Bă, rău, nu, și gata, ce să mă. O roată. El are strâmbă roata pe față. Da, trebuie să o faci. Să o facem. Uite, mai pleacă și el cu copiii. Uite, toți sunt băieții de vârsta lui, sunt cu bicicletele prin parc, prin oraș. Și el nu are bicicletă. Și el se uită. Și eu, dacă n-ai avut grijă de ea, asta e. Lasă, o facem. Lasă, nu-i mare lucru. Lasă, cumpărăm roată. Nu, și gata. Dar tu poți să mergi și așa cu ea, dar nu vrei tu. Nu-mi place să văd că se platină roata. A, nu-ți place. Să merg așa. Juju. Pe drum. Mergi și o viteză. Cum? Face roata așa. Ia du-te, uite de la pui.
Ia de ce-i cu pui? Ha? Mai trăiesc pui cu tuna. Hmm? Uite pui, ce-ai de l-am dat drum. Ia. A, cu gâtul tot așa merge. Care cu gâtul? Uite-l. L-ai nenorocit pe viață. Asta așa, sigur. Uite-l, cocoșa. Asta e, i-am dat drumul, prieten, la risc. Ce vreți să facem? Păi așa ce, țineam acolo în aia, vezi și uite acum mâncă iarbă, acum ce o face, ce să zic. Pare rău de ei, dar n-am cum să-i țin numai acolo în piș. Vreau urmă bucătării. Înțelegeți? Ce? Vreau urmă. Da, dă-mi și mie urmă. Un leu te costă. Da? Ia vezi asta telefonul meu în bucătărie. Dă, pune și mie clipul. Durează. Păi hai, că oamenii ne așteaptă. Durează o oră. Cât? O oră. Bă, frate. Dacă mă grăbesc, ajung că la jumătate de oră așa. Da, trebuie să fac. Ia. Băi, bună guma asta ta. Te vedeți că o tăiat cu tunița iarbă aici. Ați mai lăsat-o, auzi, îi place ei. Da, dar dacă plouă iarăși, o să crească iarba. Bă, facturile, vedeți? Le aruncați aici și după aia, când le caut să vedem ce am plătit, nu le mai găsim. Dar asta ce fac în spate aici? Ce sparg aici? Mă, ce spargeți voi aici? Ha? Ce faceți? Păi, nici ce farfurile au avut la mine și eu le lăsăi și... Uite, uite asta, trebuie să le iasă de aici cu tunul. Hai, nene. Apa asta, uite, cu tunul, asta e de la biserică. Care? Pune acolo undeva. Păi, ți-a dat-o bio? Da. Aia e apa de la biserică. De la biserică? Da. Nu știu. Își caută farfurile. Nu, surori dintre ele. Gata cu tună. Haide să ieșim și noi. Ce? De ce te ferești? Cine te vede? Ah, odată în rug. Ma. Că sunt angibre mare. Du-te, vezi? Du-te și vezi. Să sperie de cameră și a prins-o rugul de mână, de braț. A prins-o? Ia, du-te, vezi. O cană a pus. Ia, stai, vreau să vă și văd. Mi-a la grita, n-a pus mie ce ochi. Bă, bucătăre, ce faci? Păi de unde să știu eu că se ferește ea de camera? Eu? S-o dat ia să-ți dai eu ăsta acum, că ăsta... Care? Rugă-mă! Ăla, da, partea aia, bravo! Lasă-mă, că și pe mine m-a gâră ea.
șirul, frate, mi-a dat daună odată și o cumpărat în... Bă, uite-n țapă, cumpărat o geacă de 200 de lei. Și veni să te lame, să o ia la, că și-a făcut-o. În ziua când a cumpărat-o, iau foarte că ceva cu tună. Uite, stai că mi-a dat și ăsta. Era frumos ăla. Da, și ea, de ce că era numai eu ăla, de ce se speria? Că era prea dezbrăcată într-un mare. Cum era dezbrăcată? Pe era îmbrăcată. Era rușine, știi cum suntem noi, când nu suntem așa îmbrăcați. Uite, vezi? De rușine, uite ce a făcut. De ce s-a speriat așa? Asta e, vedeți cum sunt frațelor, ce tradiție e la noi la romi? Așa că, prieteni, hai că vă las, prieteni, trebuie să ieșim și noi pe jos frumos, pe răcoare, la o prăjitură, la un suc. Vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit. La revedere și noapte bună, prieteni!